dacă doar Sidru este la Iași, dar... Da, inima este aici, vă invităm să luați o bucățică cât de pâine tradițională. Ai servit cu bine ce s-a venit. Să rămână. Mulțumesc că a venit și acest moment mult așteptat de deschidere și inaugurarea centrului de îngrijire la domiciliu a persoanelor în vârstă, a bolnavilor din acest mic colț de rai. Ca așa-l considerăm Cireșoara, un mic colț de rai. Ne dorim foarte mult ca acest serviciu să aibă continuitate. Îl începem cu pași un pic nesiguri, dar în același timp cu o mare speranță că putem să servim această comunitate așa cum are ea nevoie, dar și așa cum vrea Dumnezeu. Doar două cuvinte aș vrea să vă spun, care aș vrea să lăsăm ca o spiritualitate, ca un motor interior al acestei slujiri. Omul este un dar și darul acesta pentru noi este prețios. Așa ne spune Papa Francisc în mesajul său pentru postul mare, care frații noștri ortodoxi l-au început deja de ieri, noi îl vom începe de mâine. Și acest dar este prețios. Nu știu dumneavoastră cum procedați când primiți un dar, dar eu mă bucur foarte mult. Și dacă ne bucurăm la un dar mic, material, cât ar trebui să ne bucurăm când darul este, de fapt, o persoană umană cu o valoare imensă, pentru că este imaginea lui Dumnezeu. Acest lucru ne dorim, să-i slujim pe oamenii din în această comunitate și să-i slujim împreună, pentru că unde-i unul, nu-i putere la nevoi și la durere. Unde-s doi, puterea crește și bolile nu ne înfrâng. Mulțumim tare mult! Urmează ca și procedură tăierea pamlicii, sfințirea centrului și apoi cuvântul care l-au ceilalți invitații noștri și ceilalți colaboratori. Da? Mulțumim frumos! Al Sfântului Domnul să fie cu voi. Tatăl nostru, care ești în cer, sfințească-se numele Tău, fie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și ne merge pe noi ispită și ne mântuie să te ferim. Binecuvântat ești Dumnezeule, Tatăl nostru, care prin Fiul Tău ai încredințat cu îndurare îngrijirea celor bolnavi, poporului care umblă într-o înnoire a vieții. Binevoiește să ne stai mereu alături în rugăciunile noastre. Prin Harul Duhului Sfânt, acest loc să fie o casă de binecuvântare și să lași al iubirii. Aici medicii să practice cu înțelepciune știința vindecării. Aici cei ce îngrijesc pe bolnavi să-și arate cu grijă dorința de a-i sluji. Aici să se îndrepte credincioșii spre a vizita pe Hristos în fraților. Pentru ca bolnavii întăriți în suferința lor, să-și poată dobândi mai repede sănătatea și aduce cu mai multă putere mulțumiri pentru binele primit prin Hristos Domnul nostru. Amin. Domnul să fie cu voi. Dumnezeu mângâietorul celor întristați și sprijinul celor neputincioși, care v-a adunat la inaugurarea acestei case consacrate în îngrijirii bolnavilor, să vă întărească prin Harul Său, ca ajutându-i cu iubire plină de râvnă pe frații voștri bolnavi, prin ei să-i slujiți cu credință lui Hristos Domnul, care viețuiește și domnește în vecii vecii. Amin. Da? Da, eu odată, după aceea mai te ajută soarele. Doamne ajută! Doamne ajută! Bună ziua și mulțumesc că
v-ați rupt din timpul dumneavoastră să fiți astăzi prezenți la bucuria comunității noastre. În primul rând, mulțumesc invitațiilor special, în același timp coordonator al acestui proiect și finanțator, pentru că PSC-ul este principalul actor în acest proiect. Mulțumesc, doamna președinte Achihei, care ne cunoaștem de mult timp și sper ca și Stănii Moldova să fie din ce în ce mai mult beneficiar unor susținere de acest gen și de alte feluri. Mulțumesc că domnului primar de la Târgu Ocna, care a venit aici, unde a petrecut o primă parte din viața dumnealui, poate cele mai frumoase clipe le-am petrecut în copilărie și ne amintim cu toții de ele. Mulțumesc că părintele Egidiu de la Caritas, care este prezent și ne susține astăzi personal, dar de cel mai multe ori indirect, prin sprijinul care ne-l acordă cu asistență, dar și cu bunuri. Mulțumesc tuturor celor care sunteți astăzi prezenți aici, în principal Congregației Surorilor Providenței. Sora Viviana, vă mulțumesc din suflet pentru că sunteți șeful acestei entități. În același timp, mulțumesc din suflet surorilor care sunt aici prezente mereu, chiar și înainte de acest proiect de mulți ani, și susțin această comunitate prin diferite moduri. De la biserică, unde învață pe tineri cum să se roage, cum să slujească, cum să respecte anumite reguli în comunitate. Părinții mei personal au fost beneficiarii și sunt. Mama este aici. Tata Dumnezeu se iertă, tot timpul spunea că a venit surorile, a mai luat pensiunea. L-am îngrijit, este foarte important. Salut cetățenii de la Cireșoara, prea puternici și părinți. Un respect din partea noastră și un salut. Sunt aici împreună cu doamna viceprimar, care o rog să vină puțin mai vizibil, deci că îi place să fie modest, așa, să stea mai în spate, dar trebuie să fie, face parte din conducerea administrației publice locale și este fica satului. Ce este mai nobil decât să ajuți semenii? Cum am spus și sora Liviana, este o obligație morală, în primul rând, dar este și o plăcere să vezi un zâmbet, să vezi o mulțumire atunci când ajuți pe cineva. Noi așa am fost crescuți, de mici copii, să ajutăm oamenii, să la început îi ajutam să ducă de reata cu apă câțiva metri până acasă, că eram mai în putere, îi ajutam la adunat, la obosit, la clacă, toamna, la depărușat, și alte forme de ajutor. Este foarte important să se întâmple acest lucru, pentru că ajutorul, pe lângă faptul în sine că rezolvă o nevoie a celui ajutat, unește comunitatea, unește oamenii între ei, îi adună pe proiecte comune. Și eu cred, și am mai spus acest lucru, dar îl repet, că dacă nu vom rezolva această problemă a unității, a comuniunii, a înțelegerii în familie, pe stradă, în societate, oricât de multe proiecte am reușit să derulăm, nu vom putea fi mulțumiți. Și dacă resursele materiale sunt așa cum sunt, majoritatea știți, resursa umană există și noi trebuie să o valorăm, să o punem în valoare. Și mulțumesc cu această ocazie. În primul rând îi mulțumesc Bunului Dumnezeu că așa s-a întâmplat ca primul proiect realizat aici, în Cireșoara, să fie acest centru de îngrijire la domiciliu. Și o să spun câteva intenții care noi le avem. Acesta nu este un simplu cabinet medical. De fapt, este un cabinet medical, dar va avea mai multe funcțiuni. În primul rând, este un cabinet medical școlar. Avem obligația, conform normelor, să avem un asemenea cabinet unde medicii asistenții să poată oferi consultații periodice elevilor din comunitatea noastră. Este un centru de îngrijire la domiciliu.
care are sediul aici, dar îngrijirea făcându-se la domiciliu, aici va fi un centru logistic, cum ar veni, este un birou acolo unde o să avem o bază de date, un minim de necesar pentru să se, ca să se întâmple acest lucru. Dar în același timp este și un cabinet medical de cartier și îl mulțumesc domnului doctor Rapi și doamnei doctor că este astăzi, că sunt astăzi aici, pentru că urmează să reprezentăm facilitățile și să încercăm să venim mai aproape de bolnavul nostru. În același timp, și eu am spus la întâlnirea de la UNICEF de la Sâmbătă Moldova și spun mereu, este o mare nevoie ca toate entitățile din comunitate să conlucreze, să colaboreze. Pentru că poate medicul de familie identifică o problemă care nu este de medicină, dar poate fi înregistrată și știe cui să o livreze. De îngrijire la domiciliu, spre exemplu. Sau sora care merge la domiciliu, echipa care merge la domiciliu, identifică o problemă de ajutor să-i construim o baie, să facem un perete, să rezolvăm problema de locuire, să rezolvăm problema de... Așa ca să extrapolez, chiar și dacă nu arde un bec și află, poate să ajute bătrânul ăla să transmită acest mesaj acolo unde trebuie. Și îmi doresc foarte mult ca biserica, școala, comunitatea, administrația publică locală să conlucreze sănătatea, nu? Cei din sănătate, în așa fel încât să facem o comunitate solidă, o comunitate sănătoasă, în care interesul comun este mai presus decât interesul personal. Numai dacă respectăm aceste reguli, care nu sunt făcute de mine și vom reuși să creștem sănătos. Avem nevoie de resurse umane, avem, uitați, sunt posturi scoase la concurs acum la primărie, la care nu vine nimeni. Când am scos postul de paznic și de pompier, a fost cea mare aglomerație. Nu este... Adică trebuie să ne gândim că avem nevoie de bucătari, de ospătari, de mecanici, de instalatori, de electricieni. Meserii foarte frumoase. Eu așa m-am dezvoltat din electromecanic și ușor, ușor. Am deviat puțin de la subiect. Încă o dată vă mulțumesc tuturor celor implicați. Este aici Marina de la Habitat for Humanity. Este un ONG care eu îl cunosc destul de mult timp. Sunt, așa ca să demonez pentru cei care nu știu, sunt membru fondator al acestei asociații și mă bucur că astăzi avem o resursă tânără asociație. Mulțumesc asociației că vine și ne ajută aici la Sâmbătă Moldova și îi asigur că avem foarte multe proiecte. Asta am discutat la urbanist despre locul în care vom construi niște case sociale. Avem proiecte frumoase și vreau să amintesc ca un proiect local de intenția noastră de a prelua clădirea cooperativei de la Cireșoaia, care este aici peste tot, de a o moderniza și de a o transforma într-un centru de resurse comunitare, un centru unde Asociația Prietenii Sănicului, Asociația Pietrarilor, Asociația Demnarelor să-și desfășoare activitatea și să fim un suport pentru acești oameni care merită mai mult decât au acum. Și vă asigur că vom face tot ce ne stă în putință să rezolvăm aceste probleme. Pentru că vine doamna ministru la Bacău și eu și domnul primar de Grăbin să ne întâlnim acolo, să dau cuvântul doamnei președinte a Chivei, care pe care rugăm să ne spunem câteva cuvinte. Cu cea mai mare plăcere, bună ziua, salut pe toată lumea, scopacior, deosebită plăcere să fiu aici alături de dumneavoastră la deschiderea unui centru de serviciu pentru comunitate. După cum știți, Fundația de Sprijin Comunitar este un prieten al dumneavoastră, este un prieten al tuturor celor care vor să dezvolte servicii. Și va rămâne așa și dincolo de această finanțare care a venit aici ca să pună așa puțin umărul la a dezvolta servicii. Știți bine că finanțarea este asigurată de Fundația Vodafone România. Ei au ales o serie de proiecte din regiunea de Nord-Est pe care Fundația de Sprijin Comunitar le gestionează și le ajută metodologic și tehnic ca să le punem pe picioare. Banii de acolo, să sperăm că o să mai vină și alții pentru că nevoile sunt multe. Dar chiar și așa, pentru că aici ați format o echipă de oameni inimoși care fiecare face câte ceva și aveți un client care am văzut că a ajuns la cât mai mulți și zice, repădăm voluntari,
Eu sunt convinsă că o să meargă lucrurile bine și că o să reușiți să dezvoltați în continuare, așa cum a spus, și alte servicii pentru comunitatea de aici. Deci e nevoie de astfel de servicii în România peste tot. Și aici era o mare nevoie. Acum este un mic început să ne gândim și la educație, și la asistență medicală, și la asistență socială, pentru că, de ce să nu recunoaștem, România are nevoie de asemenea servicii să fie făcute de voluntari, de profesioniști, de autorități, în parteneriat cu ONG-urile, ca o echipă. Și dumneavoastră, domnule primar, ați putut să atrageți aici resurse, să vină și Caritas, să vină și Crucea Roșie, care am văzut, să vină și Caritas și aveți niște măicuțe, niște persoane atât de dedicate în a face ceva dezinteresat și voluntar și cu toată inima pentru cei care au nevoie. Pentru că oriunde, eu n-am văzut încă o localitate în România care să nu aibă persoane vârstnice și care să nu aibă și oameni bolnavi, pentru că, din păcate, boala nu alege. Poate să apară. Și dacă v-ați gândit și la copii să fie muncă de prevenire și de educație pentru ei, este atât de multă nevoie de educație la orice vârstă. Copiii să afle de mici cum să mănânce sănătos, ce să facă să evite să se îmbolnăvească, cum să facă să fie voluntari și să poată să ajute, ca și dumneavoastră, când ați fost mic, pe cei care au nevoie câte un pic, câte un pic de ajutor. Vă felicit și suntem alături, v-am spus, PSC, către toți cei care doresc să facă mai mult. Și, desigur, și către Târgu Ocna, dacă va dori la un moment dat acest oraș frumos de suflet, să facă ceva, veni și ne sfătuim și metodologic putem să ne gândim cum să aducem resursele atât de necesare acestor servicii care trebuie susținute. Însă, adevărul, mulțumim tare mult și vă dorim spor la treabă și mult succes aici, întâi de echipe și aprecieri echipei medicale, doamnă doctor, domnule doctor, pentru că vă implicați. Știu că aveți foarte multe de făcut, dar atunci când o faceți așa un pic mai mult, se cunoaște și o să aprecieze cineva sus și e bătă dumneavoastră. Tati, ce e înainte de a-i da cuvântul managerului de proiect care ne prezintă domnul Bucioacă, trebuie să-i amintesc familia Bucioacă ca o familie cu mare suflet pentru Cireșoaia, pentru proiectele noastre. Nu numai pentru Cireșoaia, pentru că eu cunosc pe domnul Ștefan de mult timp și am derulat proiecte împreună înainte să ajung primar de Sălin Moldova. Vreau să dau cuvântul fiului satului, actualul primar de Târgu Ocna, domnul Șerchi, care mulțumesc încă o dată că a venit la această întâlnire. Pentru mine este o zi foarte importantă astăzi, multe motive. În primul rând, pentru că sunt în Cireșoara alături de primarul Baciu, colegul și prietenul meu, și sunt foarte bucuros că primarul de Sălin Moldova este din Cireșoara. Și vreau să felicit pe cei din Cireșoara pentru că au făcut o alegere bună. Și astăzi, la prima inaugurare, am venit aici la invitația domnului primar. Dar pentru mine această zi reprezintă un eveniment deosebit pentru că am întors după 40 de ani în școală unde am învățat. Aici am văzut clasele primare și am văzut amintiri. Îmi povesteam domnului doctor mai devreme că primul vaccin s-a făcut în clasa a 6-a și eu m-am speriat și am fugit din clasă cu Virgil Avali, pentru că noi în clasa a 6-a nu aveam niciun vaccin. Am spart geamuri, am tăiat lemne, am făcut multe aici. Și sigur că te întorci pe emoții, aici era cancelarea și aici era locul de pedeapsă pentru cei care greșeau la școală. Și pedeapsa era constituia în luat la palmă curicla sau să dai cu capul într-un dulap. Eu dar nu fusesem niciodată acolo, am întrebat ceilalți băieți și mi-a spus dai cu capul că e din placa și de toate. Am avut întâlnirea de 40 de ani aici și am povestit doamnei domnului director și zice, uite, abia acum am aflat de ce. Dar mă leagă de Cireșoaia, rudele sunt mulți aici pe care îi văd și sigur că vom încerca cu domnul primar să facem cât mai multe pentru această localitate și pentru Târgu Ocna și pentru Sălic. De asemenea, în casa părinților mei se află congregația care atunci când am înființat-o nu credeam că va fi atât de activă și de aceea trebuie să vă felicit pentru tot ceea ce faceți și ați făcut, faceți și veți face pentru Cireșoara. Vreau să felicit pe cei și părinți care s-au implicat, Fundația
și mă felicit doamna directoare, prietenă de la Caritas, medicii care s-au implicat în această acțiune. E un lucru mare să poți avea un centru de îngrijire la Țării Moldova, noi nu avem la Târgovna. Gigi, felicitări, te gândesc, încerc să facem și noi la Târgovna așa ceva. Vă felicit pe dumneavoastră, cetățenii din Cireșoara, că ați sprijinit și doamna directoare spunea aici că nu a trebuit o comunitate care să fie atât de implicată. Vă doresc multă sănătate, să aveți cât mai puțină nevoie de acest centru și să ne întâlnim cu bine și la celelalte proiecte. Mulțumesc frumos și să știți că Târgovna este aproape de Zărit, poate într-o bună zi se vor uni și va fi mai bine pentru toată lumea. Oricum, foarte mulți din Zărit stau la Târgovna și uite, văd aici pe domnișoara Moraru și mulți din Cireșoara. Vă doresc la toți multă sănătate, să ne vedem cu bine și cu alte ocazii. Mulțumesc! Mulțumesc! Da, mulțumim că trebuie să nu am făcut așa, că profit de faptul că am microfon. Mulțumesc din suflet, sunteți alături de noi aproape tot timpul și vă mulțumesc pentru că altfel nu vom reuși decât. Transmițând prin toate culoarele ce se face real, nu trebuie să adăugăm prea mult. Înainte să-i dau cuvântul domnului Ștefan, totuși, este aici o persoană care se implică foarte mult, care este emotivă, dar o invit, sora Cristina, a venit puțin să spună două vorbe. Știu că nu vorbesc, dar tocmai emoția asta a lângat foarte mult. Numai câte telefoane, câte... Împreună cu domnul Ștefan, bineînțeles, vă rog, sora Cristina. M-ați pus într-o poziție în care nu mă așteptam. Eu nu pot să vă spun altceva decât să vă mulțumesc pentru colaborare și suntem împreună. Nu singure, că singure, fără dumneavoastră, nu putem să facem nimic. Împreună, mână de la mână, putem să ajutăm să ridicăm comunitatea noastră. Mulțumesc! Trebuie să veniți un minut aici. 30 de secunde atât, că este păstoriți această comunitate de 5 ani, din câte știu eu, 6 ani. Aproape 6. Hai să scriu și trecuți. Atunci 6, mă scuzați, că înseamnă că sunt un primar nu foarte bine informat, dar mă străduiesc să fiu. Și pentru că sora Cristina a luat cuvântul, încă o dată transmit un mulțumire din tot sufletul acestor surori care zi de zi se muncesc cu copiii, inclusiv mă întâlneam, m-am întâlnit la alte și spun, uitați, copiii ăștia nu au fost astăzi la biserică. Adică, inclusiv educația asta pentru o creștere sănătoasă, o aveți în vedere și ne bucurăm foarte mult. Avem acolo 30 de copii, pentru 33 la centrul de școală după școală, se spune românește, așa că after school sună prea... și vă mulțumim tare mult. Părinte, un gând pentru comunitatea Cireșoara. Ce pot să spun exact ce a spus și să ne mulțumim pentru acest proiect care loc în comunitatea noastră, care este spre binele comunității, mulțumim tuturor celor implicați. Eu deocamdată nu pot să mă lau, că n-am văzut nicio cuie. Cu ce pot, în schimb, o să ajut. Cu siguranță o să aduc clienți. Mai nu știu dacă pot să fac. Eu tot, dacă vreau să dați cu bani, vă dați da, mulțumim, părinte. Totuși, am uitat, probabil, care au reprezentat aici și vă rog pe Maria să ne spună două vorbe. Maria a început voluntăriță la Habitat, apropo de voluntariat, și încurajăm toți tinerii să voluntarieze, pentru că acolo își vor dezvolta abilități și învăța lucruri. Și Maria, cred că un an de zile mai bine, puțin, a fost voluntăriță la noi și a fost remarcat și astăzi este angajat la Habitat. Cred că scopul întâlnirii de astăzi ar trebui să fie un exemplu pentru mai multe comunități. Habitat este o organizație pentru comunități. Datorită domnului Bașu, multe familii și-au găsit colțul stabil, să vă spun așa. Felicitări tuturor celor care au contribuit la proiect și o să facă să meargă mai departe proiectul. Felicitări cu asta! Mulțumim, Maria. Domnul Ștefan, în sfârșit. Părinte, am uitat, era să vă uit. Haideți, doamna Cașa, spuneți două vorbe, vă rog frumos. Mă
bucur și eu să fiu prezent la această inaugurare a proiectului pentru sanitar, social, medical, îngrijire la domiciliu de aici, din localitate. E adevărat, probabil că de mult se dorea, mai ales dacă ne gândim la structura populației din această, nu numai din localitatea Cireșoaia, dar chiar și în Slănic, e nevoie de o atenție sporită față de această categorie din societate, vârstnicii, pentru că observăm că nu e un lucru atât de optimist să observăm că sunt în general bătrânii cei care rămân în localitățile, mai ales în zonele rurale. Dar aceasta e realitatea pe care o trăim de ceva ani și se pare că asta duce, într-adevăr, la o atenție mai mare față de persoanele vârstnice. Și mă bucur că ați reușit să implementați acest proiect, să inaugurați astăzi acest proiect care să funcționeze în localitate cu două asociații profesioniste. Fundația de Sprijin Comunitar, Habitat for Humanity, cunosc activitatea pe care o desfășoară nu numai în zona de nord-est a României, dar în toată țara, la nivel național, implicarea pe care o au. Și ne bucurăm să fim și noi printre cei care punem numărul la acest proiect. Noi am ajutat la partea de formare a personalului. Și în continuare vă stăm la dispoziție, pentru că avem o rețea la nivel național extinsă de centre de îngrijiri la domiciliu, toate celelalte centre Caritas pe care le avem. Vă mulțumesc pentru invitație și vă felicit, dorindu-vă în același timp mult succes să puteți să interveniți în problemele și ale vârstnicilor, așa cum încercați să o faceți prin congregație și pentru copiii care au nevoie de un sprijin. Și atunci când încep să apară proiecte în comunitate, atunci se creează acea coeziune și implicare între generații. Și asta este cel mai frumos. De aceea, mult succes înainte și alte proiecte similare și cât mai mulți oameni implicați, voluntari sau chiar angajați, fiecare cu priceperea, cu profesionalismul, să pună umărul pentru creșterea și dezvoltarea comunității. Da, în sfârșit, dacă să rugăm pe domnul Ștefan să ne prezinte puțin proiectul și dacă cineva mai dorește, mai vorbim. Bună ziua! Vă mulțumesc că sunteți astăzi alături de noi la inaugurarea acestui centru. Nu voi povesti foarte multe. Îngrijirea la domiciliu se face la domiciliu. De câteva luni deja ne vedeți prin sat, în casele dumneavoastră. Aici, unde va fi sediul acestui serviciu, am reușit cu, în parteneriat cu primăria să amenajăm acest spațiu. Amenajarea spațiului nu a făcut parte din proiectul propriu-zis de înființarea centrului de îngrijire la domiciliu. A fost realizat cu resurse atrase. Valoarea proiectului nostru de înființare a centrului de îngrijire la domiciliu a avut valoare inițială de 73.513 lei. 35.420 au fost oferiți de Fundația Vodafone România prin Fundația de Sprijin Comunitar în cadrul proiectului Investiții pentru Comunități Durabile. Acesta face parte dintr-un proiect strategic de investiții în mediul rural pe care îl derulează Fundația Vodafone în România și prin care cele două fundații doresc să răspundă nevoilor locale din domeniul de educație și serviciilor sociale, sprijinind oamenii care trăiesc și muncesc în comunitățile locale pentru a-și îmbunătăți propriile condiții de viață și pentru a veni în ajutorul categoriilor defavorizate din localitatea lor. Serviciul nostru își propune să amelioreze, nu să rezolve, o problemă gravă din
nu numai din comunitatea noastră, prezentă, așa cum au spus antropitorii mei, în toate comunitățile. Noi am făcut un studiu de teren în primele luni de proiect și am constatat că populația are foarte mare nevoie de servicii medicale datorită sărăciei, datorită condițiilor socioeconomice. Eu aș vrea să vă mulțumesc și din partea mea, dar din partea celor care nu sunt aici prezenți și care acasă în patul lor de suferință așteaptă și se gândesc la dumneavoastră și la ceea ce se întâmplă în jurul lor. Vă rog să nu uitați, pentru că ei nu vă uită și se roagă pentru întreaga comunitate și pentru toți cei care îi sprijină într-un fel sau altul. Și mulțumim din partea lor. Mulțumim pentru tot ce ați făcut. Foarte emoționant, dar foarte adevărat. Mama spune, a venit ieri domnul doctor și ne-a așezat medicamentele în ordine. Este foarte important. Uitați, poate ar trebui să realizăm că de multe ori, dacă vine o persoană din afara familiei și îți spune două vorbe și te mângâie, este mai important decât atunci când vine cineva din familie care vine obișnuit și este învățat cu vorbele și cu modul de a pune problema. Eu cred că și o rog pe doamna viceprimar să vină alături de mine, pentru că este fiica satului și implicată în proiectele și de la Congregația Surorilor înainte. Noi, de fapt, acum 4-5 ani zile acolo ne-am reîntâlnit, pentru că este mult mai mică decât mine și nu mai recunoșteam când am întâlnit. Mi-a spus, eu sunt așa, fata mea, tot. În fine. Și vă rog să spune. Nu spuneți tot, domnul. Da, fiind multe de spus, eu sunt adevărul în un moment foarte emoționat de bine. Cât mai multe puncte de vedere, pentru că chiar și tatăl meu beneficiază de serviciile astea. Mulțumesc de fapt și mulțumesc tuturor celor care s-au implicat. Îmi pare rău că am emoții, dar într-adevăr, ce se întâmplă la acest centru, mie mi se pare că este o minune. Încă de acum 4 ani când am fost acolo, ce se întâmplă cu acei copii și transformarea pe care am văzut-o la unii dintre copiii care s-au dus acolo și care nu-i rău să le se vorbească în momentul în care s-au dus la acel centru. Și după 4 ani pe care l-au petrecut acolo, au devenit niște copii normali, copii care și-au descoperit că sunt inteligenți și că pot învăța și că pot deveni ceva în viață. Și asta mi se pare foarte important și cred că toți care suntem aici ne dăm seama că merită să punem umărul la un proiect de genul ăsta și pentru copii și pentru bătrâni, pentru că ei au cea mai mare nevoie de noi. Și vreau să vă mulțumesc tuturor celor care s-au implicat și să continuăm să facem proiecte de genul ăsta, să continuăm pentru că această comunitate cred că merită. Mulțumesc frumos! Mi-amintesc de acest loc din 1981, când am dat prima consultație aici. Ormăsată la anul 1989, la ultima consultație din luna februarie, când sătenii, aveau și atunci spirit de solidaritate, au hotărât să vină la consultație cu cât un lev în sacoșă, ca să putem încălzi. Sunt mulți bolnavi. Tot în 89, țin minte de Sfântul Iosif, au fost 60 de consultații. Ceva imens. Deci oamenii au nevoie de locul ăsta. După 89 s-a prăbușit totul ca acum să renască. Cineva din public a spus că să împlinește un vis. Pentru ce vis? Și până m-am gândit, când ești copil, visezi să scăpi de vaccinare, când ești foarte mare, visezi să-ți faci acte renunțiare, dar când ajungi babă, ai alt vis și visezi să fii un loc, unde să fii un doctor, o soră, poate, dar așa. Prea multe vorbe n-au rost. Vreau să zic mulțumesc celor care au contribuit aici și
doctor e mai mult cu fapta decât cu lucru. Invităm să vizitați centrul și, bineînțeles, musafirii, am și vorbit în particular, vă invităm să servim după aceea. Aici sunt grupurile sanitare. Gracias.